Cea mai mare așteptare a vâlcenilor în acest moment este ca guvernul actual să majoreze pensiile și salariile. De asemenea, mulți cetățeni speră într-o plafonare a prețurilor la gaze naturale și energie electrică. Vâlcenii nu au uitat nici de promisiunea liberalilor că vor elimina pensiile speciale. Ce așteptări aveți de la guvernul Ciucă? Era să zic că fie. Ce așteptări? Eu cred că să fac treabă bună. Bine. Da, treabă bună. Da, convine să că facă treabă bună. Că dacă ce nu să facă mai exact? Ce să facă? Păi, ce să facă? Să facă un pic de dreptate. În primul rând cu pensiile. Pe mine mă interesează să taie pensiile alea speciale. Am un necaz că eu am muncit 46 de ani zi și noapte și mi-a o oră suplimentară de noapte. Și ei, nu știu pentru ce pensie specială, cred că să ia aia că muncești în mină, muncești, faci ceva avioane, faci ceva pentru țară. Să fiu sincer, așteptări pozitive, bune. Dar știți de ce? E singura ocazie când sunt două tabere antagoniste și se mai pot controla unii pe alții. A mai fost USL? Nu a fost ca acum. Nu a fost ca acum, ce, da. Ce ar fi diferit? Păi ce-ar fi diferit? PNL-ul a guvernat înainte o perioadă care e relativă așa și s-au demonstrat niște aspecte mai mult negative. Acum... Dumneavoastră ați fost mulțumit de modul în care au guvernat? Nu. Dacă la prima, în primele faze, în primii timp aveam așteptări, la urmă, adică acum spune că ne-a dezamăgit, cum probabil pe toți. Acum ce sperați să se schimbe? Ce se întâmplă? Aspectele sunt multe, mai toată viața noastră, cotidiană. Pentru dumneavoastră, personal, așa... personal, eu sunt pensionar, bineînțeles că vă așteptați să vă spun ceva în... legat de pensie. Legat de pensie. Da. Am o pensie bunicică, nu spun nici bună, nici rea, și sunt mulțumit. Dar sunt foarte mulți oameni care o duc foarte greu și... mai mult așa, ca și opinie cetățenească. Să o ducă mai bine toți. Ce așteptări aveți? Da! Sigur că da. E foarte bine, va fi un echilibru. Stânga cu dreapta. Ce ar trebui să facă? Ce au promis. Pentru pensionari, pentru salarii de celor mulțimi, pentru... Credeți că va rezista guvernul în actuala formulă multis? Sper să reziste. Trebuie să reziste. Trebuie să reziste pentru că oamenii au așteptări. Cum să nu-i poate. Nu? Suntem dezamăgiți în continuu. Și mai ales acum, ce se întâmplă, vă dați seama că nu e normal. Și nu o să reziste. N-o să reziste. Absolut. Nu știu cine crede. Să sperăm acum. A fost militar și cred că avem ceva. Da? Eu sunt pentru el. Credeți că va fi bine? Va fi bine. Ce așa. Să se schimbe de acum înainte? În primul rând, pensiile să se mărească, salariile copiilor noștri și viața mai bună. Viața mai bună. Viața mai bună. Cât credeți că va rezista guvernul în formula actuală? Să sperăm că până la alegeri, până în 2024, rezistă.